Încă din timpul liceului a dorit să descopere locurile abandonate ale Bucureștiului. Între timp, această pasiune s-a transformat în a doua sa identitate. Vorbim de Alex Iacob, cunoscut în mediul online ca Reptilianul. Află povestea lui urmărind emisiunea Povestiri Urbane cu și despre oameni. Eu când eram mic aveam vis, vreau să mă fac arhitect, îmi plăcea foarte mult și matematica și am îmbinat cele două pasiuni și m-am dus la liceu Tonița să fac artă. N-aveam o viziune foarte generală așa despre ce urma să fac, dar eram foarte curios. Eu am abandonat cumva arta în favoarea jurnalismului. Am făcut și sunt acum la jurnalism pentru că voiam să fiu mai obiectiv și să arăt lumii altfel, în afară de artă, altceva. O fotografie clar poate transmite mai mult decât 1000 de cuvinte. Poate transmite o poveste întreagă despre un om, despre un loc, despre... Poți aborda diverse teme, de la lucruri mărețe până la o simplă potcoavă, cum spunea Bruna Fox, de exemplu. Reptilianul ulterior s-a potrivit foarte bine cu ceea ce făceam eu. Eu mă mișcam destul de atent prin spațiul ăsta urban, să nu fiu prins, nevăzut. Nu știu, este un fel de metamorfozare virtuală, să spun așa. E un alt personaj în același timp, nu sunt eu în definiție. Dar reptilianul înseamnă activitatea mea din timpul liber și în același timp curiozitatea care m-a făcut să umblu prin orașul ăsta, de a-l descoperi și de a arăta oamenilor locuri nevăzute sau necălcate în picioare, în picioare de alți oameni, nu știu, locuri noi. De obicei, eu am mers întotdeauna pe o premiză și anume să fiu primul într-un loc abandonat. Căutam adrenalină la început. Nu aveam un aparat de fotografiat bun și nici nu intenționam să imortalizez momentul. Dar, da, mergeam cu prietenii și ne cățăram, intram prin găurile cele mai mici ca să ajungem în clădire, unde știam că nu mai pot veni alții după noi. Și poate mi-am dat seama că, dincolo de aventura asta, care e puțin teribilistă, fiind liceeni, da, am zis hai să documentez și să iasă ceva mai frumos. Am început explorarea asta urbană, bine, n-am numit-o așa de la bun început, am început-o prin liceu cu niște colegi cu care am rămas din fericire prieteni și în ziua de astăzi. Umblam prin centru vechi, de exemplu la Hanul Gabrăven, care acum este aproape restaurat, înainte era o ruină, gata să pice. Am găsit acolo înăuntru beciuri foarte lungi, care treceau pe sub lipscani chiar. Am explorat Hotelul Muntenia, era un loc, Hotel Muntenia, pe strada Academiei, unde ne întâlneam toți acolo și beam o bere, vorbeam după liceu, stăteam pe acolo. Era un loc unde se putea intra mult mai ușor, acum s-au schimbat parametrii ăștia. Sunt trei zone diferite în explorarea urbană, mai ales, chiar de la început, când am început noi. Acoperișurile, clădirile în sine abandonate și subsolurile anumitor monumente, că la urma urmei am explorat mai mult monumentele istorice care erau în curs de degradare sau foarte variate. Sub Opera Română, de asemenea, este un bunker pe care noi l-am vizitat de foarte multe ori, era inundat. Acolo am avut numeroase peripeții, în loc să ne luăm cizme, foloseam ce aveam la noi, ne puneam pungi și le legam cu scoci și stăteam pe acolo. Da, au venit și polițiști și am trecut peste obstacolele astea cu brio, pot să spun, n-am avut probleme cu poliția, cu autoritățile și din contră s-au închegat multe prietenii, am întâlnit oameni care erau la fel pasionați de explorarea asta urbană. Am luat termenul de explorare urbană din Occident. În 1990, cam așa, a început treaba asta, pasiunea unor fotografi tineri care explorau orașele lor. Și văzând că se leagă foarte mult activitatea mea de a lor, am împrumutat termenul.
Da, un explorator, ba nu este neapărat un fotograf, clar. Am cunoscut oameni care făceau asta când eu aveam probabil 5 ani, 6 ani. M-au contactat la fel și mi-au arătat niște poze cu telefonul de pe casa radio, de la Eroilor. Era un tip cu sora lui. Trebuie să ai, nu știu, dorința, nu știu, m-am tot repetat cu dorința de a cunoaște, de curiozitate și așa mai departe. E o poftă nestăvilită de a cunoaște mai mult, de a aprofunda, de a privi dincolo de aparență. Orașul, mediul urban, este de fapt o coajă de nucă. Dar dincolo de coaja asta de nucă se află miezul care este foarte sănătos. M-am suit pe Casino Victoria, era înghețat acoperișul și puteam să alunecăm oricând, pentru că n-am putut intra pe ușa din spate, era închisă. Și ne-am cățărat pe acoperiș, sperând să găsim o intrare, un pod și așa mai departe. Și acolo era să cădem destul de bine. De asemenea, tot la Casino Victoria, încercând să intrăm acolo și reușind în cele din urmă, ne-au auzit niște vecini locatari pe acolo care au spus că sună la poliție. Când am fugit, era poliția pe calea Victoriei și striga acolo, staționați pe dreapta, staționați pe dreapta. Dar noi eram pe stânga și, evident, în orice caz, ne-am panicat. Nu ne-am dat seama care e stânga, care e dreapta și am început să fugim ca nebunii până mi-am dat și eu seama, frate, stai puțin că nu pe noi ne căutau, erau alții. Dar în orice caz, dacă eram polițist, probabil că îi opream pe băieții. Erau și fete, nu? Pe primul loc, probabil ar fi Casino Victoria, de care am amintit. E păzit acum, nimeni nu mai poate intra acolo. Și ar merita să fie valorificat din nou. Pe locul 2, probabil nu este chiar atât de încărcat de istorie precum cazinoul, dar turnul IFA de care iar am spus, priveliștea de acolo este foarte, nu știu, îți provoacă puțin creativitatea, să zic așa, asupra Bucureștiului. Și alte case, da, Palatul Adevărul, din păcate, cred că nu o să mai reziste foarte mult. De pe strada Constantin Mile, strada Presei, unde a luat naștere Presa Românească. Probabil că o să fie demolat în curând. Dar este mare păcat, pentru că chiar acolo, în inima palatului, se află sala de așteptare, unde erau portretele, mai sunt acum câteva decorații. Au furat fier vechi, mă rog. Palatul Universul, din capătul străzii Constantin Mile, de asemenea, este un loc de închiriat. Ar trebui să facă ceva din el. Și blocul ăsta, Adriatica, de la Piața Națiunilor Unite, ar trebui restaurat. Voi păstra Reptilianul, mulți spun că e un proiect, e mai mult de atât. Sunt eu și dorința mea de a cunoaște. Și de fapt, la urmă, este dorința fiecărui om curios de a ști mai multe despre, nu numai despre orașul în care s-am născut, despre multe alte lucruri. Și probabil va îmbina jurnalismul cu acest proiect. Aceasta a fost povestea lui Reptilianu. Săptămâna viitoare vom afla o nouă poveste interesantă numai în emisiunea Povestiri Urbane. Până atunci, nu uitați să ne dați like paginii noastre de Facebook, urmăriți-le pe canalul de YouTube și ne găsiți și în site-ul hotnews.ro. Săptămâna oricum începe cu Povestiri Urbane.